În momentul acesta când cea mai mare parte a vieții mele s-a scurs, îmi amintesc de ceea ce spunea un prieten, un moldovean ca și mine, parafrazând în câteva cuvinte așa. Bogat n-am fost și nici nu sunt. Frumos n-am fost niciodată și nici nu sunt. Vedeți lucrul acesta. Prea deștept n-am fost niciodată și nici nu sunt. Dar în schimb, sunt unul din cei mai fericiți oameni care trăiesc pe pământul acesta. În primul rând, pentru că Dumnezeu mi-a tăruit mulți prieteni, mulți frați și multe surori. Oriunde aș merge în lumea aceasta și parcă bine să cred în universul acesta. Dumnezeu îi are întotdeauna pe biserică. De obicei mă întreabă frații cum mă simt. În orice biserică mă simt ca acasă. Și dacă cumva aveți într-un fel ghinionul să vă vizitez, să știți că în orice casă mă simt ca acasă. Al doilea comoară pe care o am, Dumnezeu mi s-a descoperit. Viața mea s-a schimbat. A căpătat valoare, a căpătat sens. Știu cine sunt cu adevărat. Știu de ce Dumnezeu m-a trimis pe pământul acesta. Știu ținta spre care merg. Și ce-i mai important, știu unde voi ajunge când voi pleca de pe pământul acesta. Eu nu știu dacă v-ați gândit vreodată ce veți face în momentul întâlnirii cu Hristos, față în față. Pentru momentul acesta, împărăsim lumea aceasta cu tot ce cuprinde ea. Pentru momentul acesta, mă lupt. Pentru că, pentru mine personal, când mă voi întâlni cu Hristos, îi voi spune versul din cea mai frumoasă poezie care o cunosc, o poezie care spune așa. Când citesc Scriptura Sfântă și rămân pe gândul dus, parcă văd prin ceața vreme cum pe Golgota Iisus ridica privirea Sfântă dornic, privind văzducul până proapele căzură peste ochii buni, iar Duhul libera până-i grabă jos în închisarea morții în Șeol să înfrângă în două pentru ai săi să vor în porții. Și de înalt, apoi cu gândul în Eden și vezi în zare încercate de lumină coștiri în sărbătoare. Vezi, din porțile înalte, decleștat dintr-o bucată, heruvind cu patru aripi și cu spada înflăcărată înălțându-se ca zarea peste floarea primăverii. Când, deodată, din trompete, dau un semnal străjerii. Da, din depărtate se ele ca un fulger neîntrerupt, un convoi străbate largul bolților de desubt. Și curând, de cântec falnic, ca noștiri ținându-și rândul, iată-i, umăr lângă umăr. Plin de secol de căință vine primul om Adam, apoi Eva, Set și Adam, Noe și cu Abraham, Isau, cât și Iacob smurți din lanțurile grele, Iosif, ca o stea lucește între 11 stele. Moise, urmate greule sfânturilor din Coreb, Iosua este la dreapta și la stânga, e Caleb. Gedeon privind cetatea și alângerii în un număr. Și Samson, lăsând să-i cadă pletele mai jos de umăr. David, fericit să-și uite de păcatele iertate, Solomon, și toți urmașii casei binecuvântate, toți martirii, toți profeții ce au murit frângându-și dorul de la nepăcatul Abel la Ioan Botezătorul. Unde-i pana iisusită să transforme în cuvinte maestatea de arhanghel, bunătate de părinte, nimbul ce radează luminii curcubeie, cu sclipiri de pietre scumpe peste căile lacteie. Oh, dar poarta cea înaltă, dintr-un singur alt creștar, cum își va deschide oare uriașul stăvilar? Până în bolți un glas răsună larg ca bubuitul lavei, sus acum voi porți eterne, iată împăratul slavei! Cine-i împăratul slavei? Domnul care și viteaz care a biruit în lupta vrăjmașului grumaz, sus acum voi porți eterne, iată prințul lăudat. Cine-i împăratul slave? Iar oștiri împărat. Și pe străzile de aur către strălucitul tron, într-un sunet de osan a intrat întregul nor. Dar pe când întreaga gloapă de bucurie plină,
Încetată e fruntea de-a nelui lumină, printre stelea prin senzare color curat rubin, îngrozite spaima morții. Vin încet un pet străin. Ochii lui sunt plini de frică, părul frunte, fața subtă, peste peptul plin de sânge, poartă o cămașă ruptă. A ajuns lângă cetate și acolo s-a oprit, își rotit privirea în jurul. Și de chinul istovit ar fi vrut să spună ceva. Dar îngerul străjer îl oprește deodată. Cine ești? Ce cauți în cer? El răspunse tristul aspect copreșit de un oftat. Sunt un păcătos din lume. Nu știu să fi fost păcat să nu-l fi făcut în viață. Am furat, am șefuit. De copil m-a prins o patimă de pahar și de cuțit. Mă țineam ascuns în pește și pândeam pe cei bogați sângele cu ceaca apa și apoi galbeni prădați mi-l luau toți cărciumarii și femeile pierdute. Și adormeam în zon de ziul între brusturi și cucute. La altare n-am dus jertfă, nici o merdă de când sunt. N-am știut de rugăciune. N-am avut nimic astfel. O putere de balaur mă îndemna să beau, să prad. O destul, spuse străjerul. Locul tău e colonial. Și cu mâna lui întinsă, i-a arătat mai jos de cer, într-o gură de întuneric, plăcărbind, ca într-un crater. Se uită în grotii străinul și apoi încet șopti. Da, acolo. Dar ascultă, înainte de a muri, țintuit, o sădit fiind la moarte cea mai grea, mai blestemată, țintuit fiind pe cruce, am văzut cu lite gloată un profet. Murea alături. Ba mai mult ca un profet, nu era un om din lume, ci sub fruntei de numer, îi purtea în ochi o pace și o dumnezeire în grai. El mi-a spus, privindu-mi fața, azi pe fi cu mine în rai. Și acum, o întrebare. În cuvânt mi-am de spus, dacă tot ce văd e raiul, nu-i pe aici acel Iisus? O, Iisus e aici în slavă. Tot ce vezi e aparține, dar de ce ți acoperi fața? Hohotin? Sau plângi străine? Rogu-te. O vorbă numai. Nu știu cum să-mi spun la marul. Dacă e Iisus aici, spune că a venit pe harul. Vino. Poarta e deschisă. Domnul îl așteaptă în frag, dar tâlharul și-a țintește ochii lui ce-l de privat. El, Iisus, acest arhanghel, veșminte sclipitoare, părul, nu e lui. Nici haiba, nici mantaua de nisoare, dar privirea lui cea blândă, el e. Și-a căzut crăpată. Cum? Dar cine ridică? Ochii mei nu pot să vadă, Doamne! Sunt murdar și în strece, sunt... Și strânse vorbantiți. Eu, tâlharul în lumină, eu, tâlharul între sfinți, și rândul blând cu sine strălucitul voievod, către tronul său, ducându-l, zise, el mi-a fost întâiul rod. Și acum să știe orice cine, unde a intrat în harul. Nu-i om să nu primească harul, nu-i păcat pe care Domnul nu și-a pus păgăduința, unde lacrimi de căință, licărește păcăința, unde plânsul te frământă și scutremură ființa. Unul singur nu se iartă, niciodată, de credință. Amin. Frați și surori, aș vrea ca în continuare patru surioare să laude pe Dumnezeu cu cântare și zic ca Domnul să le binecuvânteze. Amin. Amin.